Hello, dragilor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu! Astăzi aș vrea să vă prezint un, o listă de produse din, de beauty și de frumusețare pe care le consider eu sunt obligatorii să facă parte din, dintr-un kit din acesta de frumusețe sau kit de make-up și am selectat eu câteva produse pe care le consider eu esențiale uh, pentru a ne ajuta așa să să arătăm bine, să ne simțim bine în pielea noastră și de ce nu să ne și protejeze de poluare, de mirosuri și de alte uh, situații neplăcute. Uh, haideți să începem uh, prima dată cu uh, un produs de curățare. Evident toate produsele pe care le prezint acum au uh, titlu in informativ. Evident puteți să folosiți orice alt produs care știți voi că funcționează bine. Eu aici vă spun exact ceea ce funcționează la mine și ceea ce folosesc eu. Și să știți că produsele pe care le voi prezenta sunt cumpărate din banii mei și nu există niciun fel de parteneria cu vreo firmă sau vreo colaborare. Bun, haideți să începem. Prima dată și prima dată avem acest gel de curățare. Vreau să vă spun că de foarte mult timp Um, folosesc diverse de foarte mult timp. De câteva ani de zile folosesc diverse produse din acestea de curățare și le folosesc în general, în special dimineața, imediat după ce mă trezesc și mă spăl pe față. Uh, și am diverse produse de curățare. Este foarte important să ne găsim produsul care ni se potrivește tenului. Uh, eu de data aceasta am un produs de la Clinic Uh, un produs pe care l-am primit în calendarul advent și mie îmi place că pot să-mi elimină sebumul. E drept că n-aș putea să fac o comparație, am mai folosit și un produs de la Ritual, mi s-a părut mult mai bun decât acesta uh, și acesta este bun, dar acela aveam senzația că curăța mult mai bine sebumul decât acesta, acesta este un pic mai gentil așa este destinat pentru pielea grasă și mixtă, exact pielea mea și în general produsele acestea de la clinic sunt bine făcute pentru persoanele care au un sensibil și eu chiar, chiar le recomand. Și uitați-vă și voi că am folosit ceva, am aici un flacon de uh, 30 de ml și cred că am folosit din el vreo 15 ml. Ideea este că dacă vreți să testați produse, vă recomand să vă cumpărați un calendar advent care este mult mai rezonabil ca preț și acolo aveți toate produsele de la un anumit brand, cum este acesta de altfel. Eu mi-am propus să-l folosesc. Evident că voi puteți să folosiți orice alt brand care vi se potrivește tenului vostru pentru că este important. Eu aici vă spun așa ca și impresie personală, ca și sugestie. Ideea este că ce ne ajută pe noi acest gel, în primul rând că elimină impuritățile, apoi excesul de sebum care se adună în timpul nopții îl eliminăm și ce am observat eu personal că a funcționat această curățare în fiecare dimineață, în primul rând că nu mi-au mai apărut coșuri nu sunt o persoană, având nu mixt și cu tendință din aceasta de îngreșare și, și de sebum, din când în când îmi mai părea, apărea cât un coș din acela rebel, așa că de când folosesc aceste geluri de curățare dimineața, nu am mai experimentat să am niște coșuri din acelea foarte urâte, să zic așa, sau ieșite în evidență, cum mi se mai întâmplă. Așa că folosesc acest, acest gel de curățare. Deci, primul element ar fi să folosim un gel de curățare care funcționează la noi și pe care să-l folosim dimineața când ne trezim. Sau dacă nu, de exemplu, după ce ne fardăm și ne demachiem, dacă am făcut acest lucru, să-l mai folosim încă o dată astfel încât să ne curățăm de impuritățile după make-up sau de ce nu, impuritățile care sunt datorate poluării. Ați văzut și voi când ieșiți pe stradă, e foarte mult praf, închipuiți-vă că praful acela se așează peste tot, inclusiv pe tenul nostru. Bun, apoi al doilea produs, astfel încât să avem un ten, să zicem, să lucrăm un pic tenul și să nu lăsăm așa um, la voia întâmplării, um, recomand două produse care pentru mine funcționează foarte bine, și anume avem aici două produse care mi se par mie foarte bune. Evident, la fel puteți să folosiți voi ce produse vi se potrivesc. Eu vă zic acum cu titlul informativ ce funcționează la mine și care le consider eu vitale într-un kit din acesta de frumusețe. Și anume avem un produs aici cu vitamina C, niacinamide și acid salicilic. Combinația aceasta este perfectă, iar cei de la Garnier chiar au venit cu un gel un serum pardon, foarte bun. Luminează tenul, uniformizează, să zic așa, în același timp vă ține sub control și excesul acesta de sebum prin niacinamide, minimizează și porii. Mi se pare o combinație foarte bună aceasta vitamina C cu acid salicilic și niacinamide la mine a funcționat foarte bine și cumva uh, v-am zis că și uh, netezește uh, tenul. Uh, un alt serum tot așa foarte bun este acesta de la uh, Sephora, cel cu vitamina C și el la fel tot așa și spune că este un serum din acesta glow uh, care tot așa luminează uh, tenul și uh, este uh, special pentru Trebuie folosită de obicei dimineața pentru față și pentru gât. Da, îl folosesc și pe acesta, evident că nu le combin, adică să zicem într-o zi folosesc acest serum, în altă zi folosesc acest serum cu vitamina C, oricum mi se par foarte bune și au un, preț, un raport calitate-preț foarte bun. Acesta la, acesta de la Garnier este mult mai ieftin decât cel de la Sephora, evident. Iar cei de la Garnier vreau să vă zic că au vândut foarte multe produse, adică marea majoritate a persoanelor care au încercat acest serum de la Garnier au considerat că este minunat. Acum, sincer, mai sunt și persoane care nu acceptă parfumul sau, nu știu, nu sunt nu tolerează acest, acest serum, eu aș spune că marea majoritate care l-au încercat l-au cam agreat uh, și la mine a făcut minuni, aș putea să spun. V-am zis, nu mai am așa probleme cu tenul, el arată foarte bine, mai ales dacă și, -l, și -l aplic un make-up, nu se mai văd ridurile, nu se văd imperfecțiunile, adică cumva, aceste produse te ajută cumva să-ți pregătești tenul astfel încât să-ți faci un make-up mai natural, un make-up reușit. Pentru că deja ai tu produse de calitate de make-up, ai un fond de ten și încerci să acoperi imperfecțiunile, dacă nu-ți tratezi un pic tenul și dacă nu găsești soluții care funcționează pentru tine, pentru că suntem diferiți, avem nevoi diferite și evident nu orice merge la o persoană poate să funcționeze și la noi. Eu deocamdată folosesc aceste serumuri, le recomand, evident voi puteți să folosiți ceea ce funcționează la voi și observați voi. Ideea este că dacă doriți să vă eliminați petele de pigmentare, acest serum vă ajută foarte, foarte mult. Deci, iar mie îmi plac mai mult serumurile acestea pentru că mi se par mult mai active um, și să observă rezultate mult mai rapide decât o cremă. Cel puțin asta este părerea mea personală. Um, și um, imediat se absorb în piele. Așa că prefer um, serumurile în detrimentul cremelor. Din când în când mai aplic și o cremă de față și vă recomand și vouă și anume aici am o cremă tot așa pe care o folosesc de ceva timp. Este drept că nu mi place foarte tare cum miroase. Acum voi puteți să folosiți și mască din aceeași șervețel. Am și o câteva dar deocamdată folosesc aceasta pentru că am văzut că nu nu mi se irită tenul, nu mi apar diverse brobonele și alte uh, situații și nu aș vrea să încerc altceva, deocamdată am dat o folosesc pe aceasta, n-aș putea să zic că îmi place în mod deosebit, dar în mod deosebit această, această cremă, dar uh, această mască, nu-mi place cu miroase de altfel. Spune că este 95% sunt de origine naturală. Acum nu știu dacă chiar așa o fi. Ideea este că folosești și această mască și asta vă recomand și vouă o să folosiți din când în când o mască de, pentru ten care funcționează. Și nu ceea ce, ce știți voi, că Vă simțiți bine cu ea, că observați, să zicem așa, că vă revigorează tenul și observați așa și schimbări. Ideea este că această mască împreună cu serumul acesta sunt cam din aceeași linie lansată de cei de la Sephora, așa că eu le folosesc pe amândouă. Și îmi place, îmi place că v-am zis că curăță tenul, iluminează și se simte bine tenul după folosirea acestor produse. Evident că eu le-am luat la reducere, adică le-am urmărit, să nu credeți că le-am luat cu prețul întreg, așa că urmăriți și voi reducerile. Bun, un produs pe care îl recomand, și ca produs, ca și firmă, dar recomand și genul acesta de produs, este un produs cu SPF și anume SPF 50 cu acid hyaluronic. Deci este foarte important să avem o combinație de cremă SPF și a pentru că ne ajută pe noi să ne protejeze tenul de factorii poluanți, de razele soarelui, de ultraviolete. Iar acest, această cremă de la, pentru protecție solară am descoperit-o în anul acesta și am devenit dependentă de această cremă, mi se pare foarte bună. Este drept că ea conține și parfum, eu nu am neapărat o problemă cu această cremă, sunt alergică la parfum, dar nu sunt alergică la această cremă, deci tenul meu tolerează această cremă, deși v-am spus, eu am un ten sensibil cu și imediat observ anumite... Dacă nu acceptă nu știu, un ulei sau ceva din ingredientele unui produs, imediat mă notifică și îmi apar diverse imperfecțiuni sau diverse alergii, iritații pe ten. Așa că sunt foarte atentă la ce folosesc și vă recomand și vouă să fiți atenți la ce folosiți. Să nu folosiți foarte multe produse odată pentru că nu puteți să detectați ceea ce funcționează și ceea ce nu, trebuie să le folosiți pe rând astfel încât să, sunteți, să fiți siguri de rezultate. Pe de altă parte, mai puțin e mai bine. Nu trebuie să avem așa foarte multe produse decât dacă într-adevăr suntem, nu știu, avem niște probleme mai mari de ten și atunci trebuie să acționăm uh, în, să acționăm prin mai multe produse și cu diverse proprietăți. Acesta conține SPF 50, ulei de jojoba, ulei de struguri, glicerină, vitamina E, vitamina C, alantoină, acid, hialuronic și parfum. Și spun ei că protejează tenul în mod semnificativ împotriva radiațiilor solare, previne apariția arsurilor de soare, previne îmbătrinirea prematură a pielii. Previne deshidratarea și ajută la combaterea petelor pigmentare. Da. Deci ideea este că e bine să folosim această cremă astfel încât să nu ne trezim cu pete din acelea de la soare și după aia să căutăm să tratăm petele pentru că petele nu dispar imediat și durează foarte mult timp tratamentul. Mi-aduc aminte când eram tânără. Nu foloseam niciun fel de cremă și tot timpul mă trezeam cu pete pe față și nu-mi dădeam seama de ce am aceste pete. Evident, îmi dădeam seama că este de la soare, dar erau pete din acelea care nu se mai duceau așa rapid. În timp ele se duc, dar contează foarte mult să prevenim aceste pete, mai ales cu cât înaintăm în vârstă, petele acestea se elimină mult mai greu decât atunci când suntem tinere la nu știu, 14-15-20 de ani, lucrurile uh, sunt, se rezolvă mult mai rapid uh, și fără să avem un tratament îndelungat. Uh, da, deci ce să vă zic, uh, ideea este că trebuie să avem acest uh, un SPF tot timpul când ieșim afară din casă, astfel încât să ne protejăm să nu ne apară uh, riduri, să nu ne apară pete. Pentru că, degeaba, să zicem, cea mai bună metodă de a ne ține frumoși și tineri este prevenția. Evident, nu putem să stopăm îmbătrânirea, pentru că este un proces. În primul rând, irreversibil și este un proces natural, dar pe de altă parte, putem să stopăm un pic factorii nocivi al mediului, al soarelui, prin folosirea unor tratamente indicate. Și este foarte important să avem grijă de noi, mai ales că nu avem nicio scuză în condițiile actuale în care există foarte, foarte multe produse pe piață uh, și am văzut așa un interes numai la femei dar și la bărbați cu privire la produsele cosmetice. Bun uh, apoi mergem mai departe cu alte produse să vedem exact ce mai avem. Uh, îmi dau seama dacă mai am ceva care aș vrea să vă arăt. Da așa aș vrea să vă mai arăt încă ceva uh, pentru persoanele care să zicem așa au mici riduri în jurul ochilor. Este bine de folosit și o cremă din aceasta anti-rid uh, pentru corectarea ridurilor din jurul ochilor, pentru un masaj așa facial pentru ploape. Da. Eu am aici doar un exemplu, o mini cremă de la Clinic pe care tot o folosesc, dar sunt diverse variante care sunt bune și care pot fi luate în seamă. Bun. Haideți să mergem mai departe cu ce mai avem. Uh, mai avem aici, așa ca și kitul, un alt kit de frumusețe uh, sau mai bine să vorbim tot de față. Uh, pentru curățarea tenului atunci când ne demachem e bine să avem și un, o apă micelară, bineînțeles cei de la var, uh, garniera Garnier au scos foarte multe ape micelare, am înțeles că recent au și o apă micelară cu vitamina C, sunt curioasă să o cumpăr și pe aceea pentru că nu o am, dar deocamdată mai am de consumat din aceasta, așa că mă opresc, am aici o apă micelară cu trandafir, care mi se pare foarte bună și aceasta și pe care eu uh, folosesc, spun ei că este pentru față, ochi, buze, nu necesită clătire, este o, o apă micelară îmbogățită cu apă de trandafiri iluminatoare și demachează, curăță și iluminează pentru tenul sensibil și ten. Da, mie mi se pare foarte potrivită. Și spune că este un produs de curățare a tenului eficient, rapid și ușor de folosit, care, se, care îndepărtează machiajul și oferă luminositate tenului. Uh, pentru că, mă rog, curăță și luminează, da, este, uh, este foarte bună aceasta, am folosit-o, nu am niciun fel de probleme, nu mi se irită tenul, e foarte ușor de folosit, singurul lucru care trebuie să luați în calcul, că această apă micelară vă poate îndepărta doar machiajul de pe față, de pe buze, de pe ochi, dar dacă aveți, să zicem, produse din acelea waterproof, acelea nu pot fi eliminate, așa că va trebui să aveți o altă variantă de machiere specială pentru produsele waterproof. Dacă aveți, de exemplu, să zicem, un um, produs bifazic pentru ochi de machiere, în niciun caz Um, în cazul în care folosiți un rimel rezistent, cu siguranță acesta nu va putea să-l să elimine pentru că este gentil, așa nu poate să elimine astfel de, um, astfel de tip de machiaj. Un astfel de tip de machiaj. Ok, mergem mai departe cu alte produse de beauty, să zic așa, și de frumusețe. Deci avem aici un um, aftershave, uh, nu aftershave, un <laughs> un antiperspirant, pardon, care este absolut necesar să avem ceva de încredere, ceva care ne face bine și care ne menține uh, și menține în transpirația cumva, uh, este important să testăm ceea ce ni se potrivește. Eu, de exemplu, folosesc acesta uh, de la Lady Speed Stick. E un deodorant antiperspirant pe care mă pot baza tot timpul pe el și tot timpul folosesc, îl cumpăr și îl recumpăr de fiecare dată că mi se pare de încredere. Am mai încercat și altele de la Nivea care mi se par și acelea deosebite, dar acesta este mult mai eficient, mai ales atunci când avem o transpirație abundentă și mai și miroase din când în când, acesta este foarte eficient. Bun, mergem mai departe, tot cu produse din acestea. Pentru păr, o mască din aceasta regenerantă. Aici este doar un exemplu. Eu folosesc de data aceasta o mască de la Gerovital, un tratament expert. Ideea este că trebuie să folosim măști. Eu, o perioadă de timp nu prea am folosit măștile, mi se părea așa ceva inutil. Însă să știți că chiar se vede diferența dacă folosești un dacă folosești mască sau nu folosești mască, părul se așează altfel. Puteți să-l coafați mult mai ușor dacă aveți o mască aplicată în prealabil și cu care stați pe păr. De exemplu, eu cu aceasta stau de obicei înainte să mă spăl pe cap, dar deși ei spun că de fapt și de drept aceasta trebuie folosită după ce ne spălăm pe cap, eu o fac invers, deci eu mă spăl cu ea, o pun o aplic pe păr înainte, dar să știți că oricum se vede diferența. Adică dacă faceți așa o un experiment și într-o zi folosiți masca și în altă zi nu folosiți, o să vedeți diferența și, în general, la modul cum se încurcă părul, pentru că puteți să-l descurcați mai rapid când aveți o mască aplicată, la modul cum se așează părul în momentul în care îl coafați, nu e așa de rebel, nu e așa de, o, să zic așa ciufulit. Ideea este că măștile de obicei hidratează și ajută așa să se faci o coafură mai... Uh, și ce să mai, să stea părul mai bine decât uh, uh, ți-ar sta fără mască. Aceasta spune că aduce părul în raport de keratină și aminoacizi, de vitamina A, vitamina E, provitamina B5. Lăsând părul frumos și mătăsos, se aplică după spălare pe părul umed pe toată lungimea lui. Da, L-am încercat, e un produs din acesta românesc, făcut de către Farmec. Sunt încântată de, de el. Nu mai am foarte mult din el, cred că jumătate din, această, din acest tratament, dar să știți că îl folosesc de foarte mult timp și intenționez să-l mai folosesc. Nu pot să zic că au fost niște să zicem așa, niște diferențe spectaculoase, eu aici vă spun informativ. Poate că voi aveți o mască care e mult mai benefică sau vă face mult mai bine. Ideea este că e necesar să avem și astfel de produse pentru închitul nostru de frumusețe. Apoi un alt produs pe care tot așa îl recomand, în special persoanelor care au părul, să zicem, cu fire albe, rebele și ne deranjează firul alb. În general, persoanele care lucrează cu publicul, care merg permanent la clienți și au de discutat diverse, să zicem, contracte sau servicii, e bine, totuși, să nu mergem cu un, să zicem, așa, cu un. și dacă ținem cumva sau ne dorim să avem, așa, un aspect tineresc, e bine să avem un control asupra firelor albe și acest produs de când l-am descoperit mi se pare foarte bun pentru că mai maschează un pic firele crescute așa rebel sau de exemplu când suntem între două vopsiri. Așa că îl consider acesta bun pentru cei care uh, au fire albe și precum și pentru persoanele care de exemplu nu, uh, nu se sesc foarte rapid, ci durează așa, au un interval mai mare între vopsiri și totuși vor să ascundă diferența de culoare. Și acestea sunt uh, uh, foarte bune pentru uniformizarea, să zicem așa, a culorii, dar mie mi se par foarte bune, special pentru persoanele care au firul alb, cum este și cazul meu. Așa că uh, chiar arată, un dă părului un aspect îngrijit și de ce nu dă și un aspect așa interesant, pentru că se vede așa o diferență de culoare, dar frumos, estetic. Adică chiar recomand genul acesta. Eu nu am încercat decât flaconul acesta de la Saios, dar cu siguranță voi mai cumpăra și alte produse, poate alte branduri, dar cu aceeași utilitate de acoperire a firului alb. Bun, apoi neapărat trebuie să avem și un șampon din acesta uscat. Aici am doar un exemplu, acesta este nou cumpărat. Eu mi-am mai cumpărat de la ei. Uh, și mi-am cumpărat acest uh, recipient uh, cu uh, flori mușcate, cred că sunt din câte văd. Miroase bine, mie îmi place cum miroase și acesta, un pic mai floral, un pic mai dulce. Spun ei că lively blossom, da, miroase bine. Nu aș putea să zic că îmi place mai mult cel cu citrice, uh, cel clasic cu care au câștigat ei premiu, dar... Uh, oricum, este numărul 1 ca și brand pe partea aceasta de șamponuri uscate. Personal, mie îmi place genul acesta de produs, îl recomand. În primul rând că reîmprospătează părul, mai ales dacă am transpirat. Mi se pare foarte util și obligatoriu trebuie să-l avem în kitul de frumusețe. Bun, acesta l-am găsit și la Notino, eu cred că l-am luat cu un preț mai mic decât este pe piață. Bun, Apoi să trecem mai departe cu alte produse. Pentru corp am aici două propuneri. Una ar fi un, o cremă de corp, un body lotion care e mult mai fluid așa și care tratează corpul, dar și miroase foarte, foarte bine. Am aici o variantă Versace Yellow Diamond. Îmi place foarte mult această cremă, mă bucur că am cumpărat-o. Am avut dubii așa, nu știam dacă să iau sau nu, dar este foarte, foarte parfumată așa și miroase exact cum este parfumul. Și un miros foarte intens așa de citrice, mie îmi plac citricele în parfumuri, aceasta este așa, e foarte aromat așa și chiar mă bucur că l-am luat. și o variantă foarte parfumată, de data aceasta, cu bujor, cu zmeură și cu trandafir, cred că este. Este această cremă de corp de la Gorgeous by Bath Body Works, cu unt de șia, cu unt de cacao. Îmi place și aceasta, că este foarte, foarte hidratantă, da, și spun ei că ar avea strawberry, Uh, nectar de piersică și uh, bujor, da, bujor um, um, înflorit, așa, flor de bujor, da. Îmi place și aceasta cu cum uh, cu miroase, diferența între aceasta este că aceasta este mai mult un unt decor, corp, uitați-vă cum arată, miroase foarte, foarte bine, foarte dulce, a vanilie, așa simți, așa, foarte parfumată este și aceasta, dar e un pic diferit, în sensul că aceasta are altă textură. E mult mai, să zicem așa, ca un fel de unt, iar cealaltă este mai lăptoasă, să zic. Ambele sunt frumoase și miros foarte, foarte bine. Mie mi îmi plac produsele cosmetice care miros bine, nu acelea care n-au niciun fel de miros. Și aceasta de la Bad and Bad Yours chiar mi lasă foarte bine. Au scos și de la Bad and Bad Yours niște produse fenomenale, super, super. Deci, ce să mai, extraordinare. Chiar, chiar le recomand să le urmăriți pentru că au diverse oferte în care au reduceri. Sunt foarte, foarte ok ca și preț. Și chiar vă recomand să, să îi urmăriți pentru că, v-am zis, au tot timpul reduceri. Bun, mergem mai departe cu ce mai avem. Pentru mâini, în ultimul timp am folosit această cremă de mâini, evident ea are e, rol informativ, dar pe aceasta am folosit-o după cum vedeți că se subțiază din ce în ce mai subțire, s-a făcut așa ca foaia de hârtie. Nu cred că mai am foarte mult în această cremă de mâini de la Frudia. Mi-a plăcut enorm această cremă, nu știu cu ce e, cu papaya, cu uh, fructul pasiunii, cu, uh, cu elemente din acestea exotice, da, miroase demențial. Eu inițial am crezut că e din gutui, dar nu e din gutui. Dar miroase foarte bine și aceasta, și e foarte cremoasă, așa, și o aplici imediat și uh, mi se pare mm, ce bine miroase și aceasta. Super, super, super. Da, chiar am fost încântată. Am cumpărat-o de la un târg și de atunci o tot folosesc. La fel, pentru kitul de frumusețe trebuie să avem grijă și de mâinile noastre să fie hidratate, să nu fie uscate așa că recomand și această cremă de mâini. Bun, mergem mai departe. Acum o să trecem la produse din acestea de make-up, dar înainte de a trece la produsele de make-up, o să vă zic că aveți nevoie de un set din acestea de pensule. Eu aici am o variantă de la Notino cu un set de pensule, da? Evident că ele nu sunt foarte, foarte mari, sunt micuțe așa, cred că și, cei, și la Shein dacă vă uitați o să găsiți ceva similar, uitați-vă. Pe acestea le folosesc eu foarte mult, una pentru aplicarea fardului, aceea micuță și aceasta mare pentru aplicarea blașului, dar îmi plac foarte mult și acestea sunt micuțe, sunt delicate, nu ocupă foarte mult spațiu și îmi place că vin cu acest paunch. Evident că în acest paunch au fost mai multe, o să vi le arăt pe toate cum arată. Uitați-vă cum, cum sunt aici. Nu le-am folosit chiar pe toate. Cred că am folosit două dintre ele, acestea două. Se și văd că aceasta, de exemplu, e mai folosită, cred că. Deci două dintre ele am folosit. Aceasta n-am folosit-o, nici aceasta. Dar văd că arată bine toate. Cam, cam ok, arată foarte bine toate. Și bineînțeles că eu le țin în acest pound. De obicei când le folosesc... Le, ca să nu mi se murdărească paunciul le pun într-o hârtiuță ca să mă asigur că nu se murdărește acest paunci și le pun într-o hârtiuță și le pun în paunci așa și mai am aici o, o pensulă cred că de la clinic care tot așa o am în această aceasta, care nu prea am folosit-o și care la fel merge pentru blush, pentru o pudră da, aceasta este de la Clinic. O am din calendarul advent. Da, deci ideea este că trebuie să aveți așa și un set de pensule cu care puteți să faceți make-up și este absolut necesar să aveți așa ceva pentru că vor fi momente în care va trebui să folosiți și aceste pensule și pentru machiaj, evident. Mai există opțiune să le cumpărați de pe Shein, știu că sunt mult mai ieftine acolo. Eu nu am cumpărat încă pensule de acolo, dar am văzut multe persoane care și-au cumpărat. Eu mi-am luat acest punch cu de la Notino pentru că vreau să le și am undeva. Bun, haideți să mergem acum cu make-up-ul. Ce avem noi în kitul de make-up pe care l-am aici? Evident că nu o să selectez decât produsele care le consider eu de bază. În primul rând și în primul rând o să avem nevoie de să zic așa, um, un BB cream pe care eu de data aceasta îl folosesc pe acesta de la tart și care îmi place foarte mult BB cream-ul. Voi puteți să folosiți și alt brand, mai am un BB cream și de la Burjoa pe care l-am mai folosit și pe acela toată vara. Acum mai îl folosesc pe acesta uh, și este o combinație de genul ăsta... 2-in-1 BB Cream și Primer și eu îl folosesc pe acesta, chiar mi se pare foarte bun, e un pic mai închis decât tenul meu, o idee, dar nu ceva deranja. chiar am senzația că îmi subțiază un pic fața pentru că e un pic mai închis la culoare decât tenul meu, dar nu e o nuanță deranjantă, așa că îl folosesc pe acesta, eu ca și număr am, cred că am, nu știu ce număr am luat, că nu cred că mai am, da, Light, Da, am varianta light, iar eu de obicei folosesc de la E-neutral light. Sau, da, Deci asta este varianta doar light, așa că de asta este un pic mai închisă, dar e ok. Îmi place cum este și ca testură, ca ambalaj și acest flacon are cât are? 30 de mililitri. Bun, mergem mai departe. Uitați-vă, am și un fond de ten pe care îl folosesc, deci trebuie să avem și închis un BB cream sau un fond de ten. Am și un fond de ten care și acesta este foarte bun, iar eu am varianta Light Neutral, care este foarte bun și acesta. Îmi place și el cum se așează pe față și cum se vede și are o textură din aceasta un pic, să zic așa, ai senzația că îți dai și cu pudră, așa îți dă senzația aia de finish de pudră, dar mie îmi place și are acoperire medie spre mare. BB cream acesta are acoperire lău spre mediu, să zic. Bun, pentru ochi, evident avem nevoie și de un rimel. Acest rimel de la Atar chiar îmi place, face niște gene lungi așa și Arată foarte bine ochii după ce am folosit un rimel foarte bun, și acum chiar nu mai ai nevoie de gene false, pentru că sunt rimeluri atât de bune, încât chiar te ajută să ai o privire din aceea de gene false sau cu gene false, da. Uitați-vă cum, cum arată. Acesta îmi place foarte mult, rimelul acesta, da am tot folosit. Și, evident, trebuie să avem închitul nostru și un rimel, mai ales dacă nu avem gene false putem să folosim acest rimel. Eu nu prea sunt așa adeptă genelor false și mai ales acelea care sunt cu fire și care sunt super exagerate de dese și nu sunt așa de naturale să zic. Așa că prefer mai degrabă o variantă din aceasta de rimel care pur și simplu îți aplici și îți faci niște gene la fel ca cele artificiale, nu atât de exagerat, dar oricum destul de dese, destul de lungi și se văd foarte, foarte bine. Eu mai, mai am aici un rimel de la ei, dar pe acesta nu l-am folosit, Tartlet, care cu siguranță este și acela foarte, foarte bun. Apoi, ce mai avem? Mai avem un creion negru, de data aceasta am tot așa un creion pentru kit de la Delilah. L-am cumpărat prin Look Fantastic. Îmi place foarte mult mina la acesta că este foarte subțire și foarte moale, imediat poți să-ți faci un eyeliner. Și, în general, toamna și iarna folosesc genul acesta de creioane, și cam marea majoritatea persoanelor folosesc negru la make-up. Și eu mai folosesc din când în când, n-aș putea să zic că tot timpul folosesc, vara mai mult mă duc spre culori verde-albastru, dar și iarna le folosesc, dar din când în când mai folosesc și pe acesta negru. Haideți să vedem ce mai avem în kit. Evident că nu poate să lipsească o paletă din aceasta Basic, o paletă care se potrivește ca la toată lumea ca și culori. Avem aici culorile acestea nude, care merg la toate culorile de de ochi, eu având ochii uh, căprui, uh, pot să folosesc orice tip de nuanță, că orice tip de nuanță se potrivește, așa că nu am probleme și de data aceasta evident că am uh, o mini paletă, nu trebuie să avem foarte multe culori uh, pentru un kit așa de Uh, și ce îmi place la paletele acestea mini, că puteți să le luați și în vacanță sau un, dacă călătorim undeva, puteți să le luăm. Și aceasta este o paletă de la cei de la tart, și anume avem Big Ego, o paletă foarte luxoasă și foarte simpatică, și care miroase foarte bine a ciocolată. Îmi place foarte mult cum uh, mirosă aceste produse de la tart. Mm mirosa ciocolata, vanilie, sunt foarte juicy așa și foarte uh, gourmand, așa și foarte dulci. Da, îmi place foarte mult, am tot mirosit-o acum, stau de vorbă cu voi și miros paleta aceasta cu miroase foarte. Deci vă dați seama, această paletă poate fi folosită de către orice persoană cu indiferent de culoarea ochilor. Da, deci neapărat trebuie să avem o paletă, dacă nu vrem să ne avem un iluminator separat, putem să folosim această paletă și pentru ochi, dar și ca iluminator pentru uh, obraj, pentru uh, ploapa superioară, da, deci putem să folosim și așa ceva. Uh, mergem mai departe, ce mai avem aici în kitul nostru de make-up? În cazul în care vrem totuși să avem așa uh, o combinație din aceasta, avem nevoie de un bronzer sau vrem și un highlighter și un blush. Avem aici, să zicem, 3 în 1, uh, must have face palette de la Douglas. Îmi place foarte mult această paletă, e foarte luxoasă pentru că arată și foarte bine ca și paletă, e super calitativă uh, și în același timp, v-am zis, arată foarte bine pentru că Poți să, să folosești produsul ca și blush, dar și ca aceasta este paleta, uitați-vă cât este drăguță, foarte rezistentă și foarte simpatică și haideți să vedem cum arată, arată cam așa, dacă puteți să vedeți voi cum, cum este. Uitați-vă, deci avem aici bronzerul, blush -ul și highlighterul. Arată foarte, foarte bine. Are și o oglindă și aceasta o văd chiar foarte bună pentru un kit, pentru că aveți trei pastiluțe. Acoperă trei nevoi, cum ar veni, bronzer, blush și highlighter și chiar mi se pare foarte elegantă. Și îmi place că este și magnetică, deci ea se deschide așa și după care o închideți așa. Uitați-vă ce frumos este! Foarte elegantă, foarte simpatică. Haideți să vedem ce mai avem pe aici. Așa, da, și bineînțeles că nu poate să lipsească, da, evident nu poate să lipsească din kitul de frumusețe ceva pentru obraj. Da, deci dacă suntem palide și de obicei se întâmplă, dacă ne punem fondul de ten sau ne punem un BB cream, s-ar putea să ne creeze așa o paloare a feței și atunci e bine totuși să folosim ceva ajutător. Și avem două variante. O variantă din aceasta lichidă, cremă, și aici este o variantă de la, de la Shein. Mi-a plăcut foarte tare acest... Acest produs de la ei, de data aceasta de la Shiglem, brandul lor. Și aici avem Love Cake, un brand faimos de la ei, care l-am tot folosit în ultima perioadă. Îmi place foarte mult și cum se așează și cum se întinde pe obraj și îmi place și ambalajul cum arată. Uitați-vă cât e de luxos și cum arată. Zici că e un produs din acesta scump și absolut obligatoriu trebuie să avem un produs din acesta cremos. O variantă foarte frumoasă este acest blush de la Tar, care mie personal îmi place uh, și vă spun de ce. În primul rând că arată produsul așa, zici că este o prăjitură din aceea franțuzească, un macarons, uitați-vă cum este, zici că este un macarons mai mare. Uh, și al doilea lucru, blush mă duce cu gândul la produsul acela de la... Uh, Nars Orgasm, Bineînțeles că el nu arată chiar așa, dar uitați-vă cât este frumos. Aici este jungla Amazonul și jungla amazoniană, după cum observați, dar vreau să vă spun că dacă vă uitați foarte, foarte atent, acest blush este ușor auriu, da? Și are niște irizații, așa aurii. Deci el este un roz, are o culoare de roz, așa, foarte frumoasă, foarte naturală, așa și foarte discretă și are niște particule aurii. Da, foarte, foarte frumos și v-am zis, mă duce cu gândul la cel de la Nars, numai că diferența între cel de la Nars este că uh, acesta are și uh, să zic așa, un ambalaj drăguț, mai drăguț decât cel de la Nars și să zicem și uh, prezentarea este mult mai frumoasă decât cel de la Nars. Chiar îmi place acest produs, chiar, uh, chiar l-am folosit de câteva ori și v-am zis, este foarte drăguț și chiar îmi place. Bun, deci acesta ar, ar fi cu blașul. Evident că eu m-am luat așa cu discuțiile și am uitat să vă prezint un produs care este foarte important. Să vedem dacă l-am pe aici sau dacă nu, cumva trebuie să mă duc să-l caut. da, îl am, îl am, îl am. Bun, am aici, așa, un produs minunat. Un produs care neapărat trebuie să existe în. Kitul nostru de frumusețe este acesta, acest produs de la Tart, un concealer care este foarte bun. În primul rând, eu nu am full size, este mini size, dar este foarte, foarte bun. Și acesta ce credeți că face? Ne acoperă imperfecțiunile dacă avem așa un coș rebel sau, de exemplu, linii fine de de riduri, acesta acoperă ridurile și mai ales, mai ales, combate cumva, să zic așa, combate, acoperă um, ciarcanele care pur și simplu ne dau un aspect obosit al feței, un aspect dramatic, um, un aspect din acesta de um, practic, um, ridurile, nu ridurile, ciarcanele au rolul de a schimba tot make-up-ul. În cazul în care folosiți acest concealer, efectiv vi se luminează toată fața și se vede mult mai bine tot make-up-ul. Așa că trebuie neapărat să aveți acest produs. Ideea este că dacă nu l-ați încercat, vă recomand să-l încercați. Eu am varianta Fair Neutral. Îmi place, arată foarte bine. Îmi place și cum arată ochii, că sunt mult mai luminoși și mult mai evidenție și în evidență, să zic așa, și mult mai, se văd mult mai bine, și dar tot make-up-ul, luminează tot, toată fața și tot make-up-ul, așa că îl recomand. Și recomand acest brand pentru că este foarte bun. Dacă nu știați, concealerul acesta este numărul 1 în lume și s-a vândut cel mai bine. Bun, deci cam aceasta. Apoi, evident că nu, nu are cum să nu putem să finalizăm un make-up fără un ruj și de data aceasta vin cu două propuneri pentru că de obicei în kitul nostru de make-up nu avem un singur ruj, ci avem mai multe iar aici eu am două propuneri, două propuneri pe care le-am descoperit în toamna aceasta, așa anume avem acest lipstick de la Tarte și anume Maracuia Juicy. Lipstick îmi place că este foarte cremos în primul rând și am nimerit nu știu cum și nuanța, aici am nimerit nuanța, deci am selectat nuanța Pink, uh, pink Passion uh, și o să vă arăt și cum arată, îmi place cum arată și acesta este gen stilou așa și uitați-vă cum, uh, cum este și culoarea, da îmi place foarte mult nu are un miros așa, nu prea simt un miros, dar este foarte, foarte cremos și asta îmi place mie la un ruș să fie cremos, nu unul care să-ți usuce buzele. Chiar îmi place și îmi place că am nimerit nuanța, din punctul meu de vedere e o nuanță nude, așa, deci uitați-vă cum este. Îmi place și cum arată ca și prezentare, bineînțeles că vă dați seama că ocupă spațiu într-o geantă sau într-o poșetă, dar oricum rujul acesta este foarte bun și chiar Merită să-l încercați și de ce nu să-l aveți în colecția voastră. Eu îl propun aici pentru kitul de make-up pe acesta și mai am o variantă și anume acest produs nou de la Sephora pe care l-am luat recent și care mi-a plăcut foarte tare. Și în primul rând au venit ei cu niște articole din acestea amate care rezistă mult mai mult. Uitați-vă cum este asta. Normal, este și aceasta o nuanță de uh, roz, nude... Îmi place cu miroase, dulce așa a trandafir și îmi place că are un, un finish din acesta mat, un finish din acesta catifelat, îl simțiți așa ca o catifea pe buze, parcă ar fi atingerea unor petale de trandafir și îmi place și acesta acum, chiar a rămas uimită de calitatea lui, nu mă așteptam să fie atât de bun, adică nu e nici foarte uscat, nu e nici și foarte juicy, deci este un pic diferit față de acesta, acesta este mai hidratant, mai juicy, iar acesta este mat. E mult mai rezistent, evident, decât acesta, dar ambele îmi plac, așa că le consider bune. Eu ca și variantă aici, ce variantă am, sefora numărul 4. Nu știu dacă și scrie ceva. Da, nu scrie nimic. Deci, îl recomand și pe acesta și absolut necesar să avem un ruj în, în kitul nostru. Și evident că nu puteam să închidem acest hall fără a, a mai prezenta ceva absolut necesar și obligatoriu, și anume o apă de parfum care tot așa o văd eu potrivită. Aici eu am pur și simplu un exemplu, un parfum de la Esteloder sau Estée Lauder, cum vreți să-i spuneți, este un parfum modern muse, îmi place acest parfum, îl folosesc, deci absolut necesar să avem în kitul nostru și un parfum, un mini size, dacă nu vreți un parfum mare. Și aici vin cu două variante, acesta pot să vă mai arăt și o variantă care îmi place, și anume acest parfum de la... Zara, care e mult mai rezonabil la preț și anume True Amor, care e așa un parfum cu trandafir. Avem aici un parfum care conține și grefruit, un parfum care conține și vetiver. Îmi place și acesta cu miroase, ambele îmi plac. Bineînțeles, ele se găsesc la prețuri diferite. Acesta e mult mai scump decât acesta, dar evident, în kitul nostru trebuie să avem un parfum mai scump și unul mai ieftin. Și, în general, să avem în kitul nostru ceea ce ne place în principal: produse care ne fac bine, produse care ne, ne plac. Cam acestea au fost produsele în mare pe care le consider eu necesare în kitul nostru de frumusețe. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă mai aștept pe canalul meu, și cu alte informații. Vă doresc un weekend plăcut și. Um, vă recomand să vă mai uitați pe canalul meu că mai am și alte informații și alte clipuri și de ce nu puteți să găsiți informații utile uh, și eu sunt într o continuă dezvoltare și învăț în fiecare zi și descoper lucruri noi, așa că vă recomand să să vă uitați la uh, recomandările mele. Încă o dată vă zic, nu există niciun parteneriat, niciun venit uh, uh, prin care uh, um, sunt cumva influențată să ofer un feedback pozitiv? Pur și simplu acestea reflectă experiențele mele, părerile mele personale, impresiile mele, și evident sunt impresiile mele de acum. Peste ceva timp s-ar putea să-mi placă cu totul alte produse. Și ceea ce recomand eu în momentul acesta. Vă doresc o zi minunată și weekend plăcut!